În timp am început să dezvolt mai mult partea de PHP și astfel a apărut Contario, care e un fel de carte de vizită online. Contario a fost un proiect personal important pentru mine ce m-a ajutat să obțin acest internship. Acest proiect a fost important deoarece nu puteam să demonstrez că știam să scriu cod, nu puteam să demonstrez că știam să aplic ceea ce am învățat, deoarece nu aveam rezultate remarcabile la concursuri, ci doar participări. Totuși, ideea proiectului a fost una originală, deși mai există site-uri unde poți insera mai multe link-uri și să obții unul singur, nu era niciun site atât de nișat doar pentru social media. E foarte important ca ideea proiectului să fie una originală, deoarece recruiterii s-au săturat de proiecte gen to-do list-uri, X și Zero, la care găsești tutoriale oricând pe internet. Când am început să mă gândesc ce ar trebui să implementez ca proiect, prima dată am făcut ceea ce era într-un tutorial pe YouTube, anume un to-do list. La început mi s-a părut ușor să fac ceea ce era în tutorial, dar la final, când am cerut părerea cuiva să-mi spună cum arată, am realizat că proiectul avea câteva defecte pe care eu nu știam să le rezolv, pentru că nu înțelesesem ce făcusem acolo. Pur și simplu am dat copy-paste pentru a face un proiect care să-mi umple CV-ul. Așa am decis că ar trebui să învăț ceva, să mă descurc fără tutoriale sau locuri de pe internet de unde puteai copia codul. Am întâlnit PHP-ul care m-a intrigat. Ideea de carte de vizită online a venit dintr-o problemă proprie, confortul și eficiența. De exemplu, în descrierea din Instagram poți adăuga un singur link și auzisem de platforme în care poți insera mai multe link-uri să primești unul singur, dar nu mi s-au părut interesante. Totodată, fiind o persoană sociabilă, mă întâlneam cu mulți oameni noi și dacă voiam să mă conectez cu ei online, dura destul de mult să le trimit toate link-urile spre profilele mele de social media sau fiecare username în parte, dacă eram face-to-face să dictez fiecare username în parte. Mi s-a părut mult mai ușor să rețin un link scurt care îți conține toate aceste detalii. O sursă de inspirație pentru un viitor proiect personal care e la îndemâna oricui pot fi problemele tale sau celor din jur care nu sunt deja rezolvate de aplicație. De exemplu, nu știi la cât ajunge autobuzul în orașul tău, vrei o aplicație care îți urmărește tot ceea ce faci într-o zi și îți generează un calendar bazat pe chestia asta sau mai știu eu ce. Poate ce am explicat înainte nu reprezenta o problemă atât de gravă pentru că nu ți-a extrem de mult să copiezi niște linkuri, dar a fost ceva făcut de mine pentru a rezolva o dificultate întâlnită. Am întâlnit cu obstacole pe parcursul implementării acestui proiect și încă mă întâlnesc cu ele deoarece vreau să adaug statistici pentru conturile premium. Totuși, cel mai mare impediment pe care l-am întâlnit a fost cel pe partea front-end-ului, unde m-a ajutat Călin, căruia îi mulțumesc foarte mult, deoarece nu cunoșteam web design, știam puțin HTML și CSS și site-ul meu părea de parcă l-ar fi făcut un copil de clasa 4. A fost foarte important că am găsit pe cineva să mă ajute să trec peste acest obstacol, pentru că nu m-am descurajat și până la urmă nu am renunțat. Dar mai multe despre cum am reușit să rămân motivat am explicat într-un video anterior de al meu. Așadar, sper că te-am ajutat cu o idee de unde să începi un viitor proiect care îți poate aduce jobul dorit. Dacă vrei să mă contactezi, ai linkul meu personal de contare în descriere. Îți urez mult succes în tot ceea ce vrei să faci.